Oh, am găsit niște arcade frumos aici, și în Livorno, la umbră, de altă viață. Aici, deci, sunt în Bologna. Afară 29 de grade, aici plus 25 de grade. Nu mai bine. Destul de curățenie. Deși la ora asta e 3 și 5, wow. Nu prea sunt deschise multe, e încă ora de siest. Cafe Tirrenia, la Cittadella Cafe, din 1935. Acolo, cred că a fost piața. Trebuie să faci o mare curățenie acum. Da, sigur, că piața zilnică e o mizerie teribilă și poate poți să faci curat. Dar arată ceva. Da, legumele și fructele care nu s-au vândut rămân pe loc aici și toate se aruncă, după cum se vede. Uite, lămâi întregi, fructe, mai avem și porumbei, se mai prinde și vine ceva. Mă gândesc, ăștia care o locuie în zona aici, ce peisaj au. Ceva deosebit. Curățenia pieței din Livorno la ora 3 după masă, după ce vânzătorii au vândut toată marfa și a rămas doar cea stricată. Hai, porumbi, mâncați și voi ceva, hai! Peisajul e senzațional! E foarte frumos!